Salutare, dragilor! Sper că v-ați abonat pe canalul nostru de YouTube, Decor Color, unde uh, încercăm, prin multă muncă, multă dedicare, să încărcăm materiale care să vă fie folositoare. În episodul de astăzi, o să vă prezint mai multe texturi pe care le-am obținut în cursul trecerii timpului, și aș vrea să vorbim puțin pe marginea fiecărui. Uh, efect. Ce produse am folosit, tehnici de aplicare, pentru a înțelege cât de cât puțin poate din universul acesta al culorii și al texturilor. Aș începe cu Rilievo, care este un produs pentru mine fascinant. Cu ani în urmă mi-a fost dat să îl văd produs în fabrică, în Italia, și apoi să îl modelez cu mâinile mele. E adevărat că poate fi modelat și cu șpacluri, cu gletiere, însă senzația pe care o simți atunci când lucrezi cu propriile mâini, produsul Relievo de la San Marco, este una irepetabilă. Așadar, cum observați în spatele meu, Relievo este un produs care uh, uh, are în compoziția lui uh, niște fibre, nu sunt fibre de, din sticlă sau de sticlă care să atace mâinile, respirația sau fața sau ochii, uh, însă produce uh, niște denivelări, dacă am putea să le spunem, fabuloase. Lilievo uh, poate să fie, cum o să observați în câteva fotografii, Uh, pur și simplu lăsat ca și fundal de alb peste care puteți dați, să aplicați un protectiv pentru a rezista în timp uh, sau dacă nu se dorește lucrul acesta se poate aplica peste el uh, o vopsea decorativă poate să fie de oricare de la Marco Polo, Cadoro uh, de la, să zicem, de la același brand de la San Marco sau poate fi aplicat uh, Samsara sau Cyberlux de la brandul Lucic sau joia de la Graesan, de la Oikos la fel, pot fi aplicate o serie întreagă de lazuri care să-i dea un rafinament, o noblețe care să-l facă frumos. Um, texturile pe care o să le prezint în acest video și o să mai repet din când în când aspectul acesta pot fi reproduse pe pereți de diferite dimensiuni, înălțim lungimi, în livinguri, uri case de scări, băi, dormitoare, bucătării sau în zone de restaurant, hoteluri, pizzerii sau pub sau depinde fiecare unde dorește să-l folosească. În situația în care Cineva nu-și dorește neapărat să folosească o textură pe dita mai peretele, poate să recurgă la varianta de tablou. Priviți cât de frumos și de nobil poate să arate uh, o textură încadrată pe o ramă sau, uh, nu știu, aplicat pe un panou sau pe o pânză. Pe o pânză, fie că e dreptunghiular, pe vertical sau un pătrat perfect, de un metru pe un metru. Uh, Relievo. Nu se lucrează greu. Imaginați-vă că pe vremuri bunicii noștri uh, jucau cu picioarele de sculțe uh, pământul acela galben, roșiatic, amestecat cu un pic de nisip, cu paie tocate, uneori chiar cu balegă de vită. Da, chiar așa pe la mine, pe la țară. Și uh, spoiau casele cu acest chirpici. Ținea... Uh, sau avea rolul de liant, un rol de termoizolare pe timp de vară, păstrând răcoarea în casă sau pe timp de iarnă, izolând foarte bine căldura rezultată de la sobele acelea pe lemne. Cam în același stil se lucrează relievul. Îl iei cu mâinile, îl spoiești pe perete și apoi încep să te joci cu această textură, lăsând-o să tragă, să se usuce primul strat, și apoi revenind după câteva ore cu straturi succesive până când obții grosimea sau efectul pe care ți-l dorești. În imaginea de aici, se poate vedea un perete cu o textură destul de interesantă, care, deși dă o senzație de textură rustică, poate fi folosită cu succes și într-o zonă sau într-un apartament, sau într-o vilă sau într-un ofis cu tendințe moderne. Rilievo este un material de asemenea în funcție de aplicare care poate să ofere efectul acela metalic, foarte drăguț, foarte aspectuos. În cazul de față, în această textură, eu m-am inspirat, să zic așa, de la culele de la Măldărești, de la Horezu. La Horezu, în județul Vâlcea, găsiți probabil ultimele cule din vremea brâncovenilor. Din câte știu, sunt patrimoniu UNESCO și este foarte frumos de atins acei pereți care au fost tencuiți în acest sistem, cu mâinile, nu există muchii drepte, toate sunt rotunjite și la ferestre și paletăriile și la uși și colțurile caselor și păstrează foarte mult din această naturalețe. Da? Deci după ce am făcut textura cu rilievo, am venit cu o velatură, cu o patină și am vrut să treacă cumva această cănire pe deasupra, după care am spălat cu buretul și am scos iarăși albul frumos, al relievului de jos. Pe la țară se folosea foarte mult varul acela alb-crem, și am dorit cumva să mă duc și într-o zonă din asta, în care să scot de jos albul dintr-un galben oxid. Era culoarea cea mai folosită. Bunicii cumpărau de la cooperativă, de la magazin, cum era pe atunci galbenul de fier, îl amestecau în apă cu puțin oțet, asta era colorantul care, sau pe care îl puneau în găleata cu var, mai turnau un picuț vin acet, arom sau aracet, zeamă, și în felul acesta zugrăveau într-un mod mineral, într-un mod sănătos mm. exterioarele. Adevărat că vinacetul, rum sau zeama de aracet nu erau chiar foarte minerale, însă era acel liant care făcea ca varul să fie rezistent la spălare, la îngheț, la dezgheț, la, la, la intemperii. Același rilievo, dacă îl aplicăm cu gletiera un pic mai tasat, putem să obținem un pic de efect de piatră vulcanică, toate vopselele decorative oferă efecte în funcție de simțul artistic al aplicatorului. Nu există o tipologie obligatorie. Dacă n-ai făcut așa, nu ești meseriaș. Vopseaua decorativă, prin definiția ei, oferă sau conferă aplicatorului posibilitatea multiplă de a se exprima artistic cum simte el, cum dorește el. Aici, spre exemplu, relievul poate să-ți ofere Senzația unei uh, pietre, unei stânci uh, nefinisată, pur și simplu uh, sculptată de către mama natură prin ploaie. Cum spuneam uh, anterior și am și spus că o să repet din când în când, uh, foarte frumos uh, acest uh, perete de la capul patului ar putea fi uh, decorat în această uh, notă a stâncii de culoare gri, ușor oxidată, sau dacă nu se dorește uh, un perete întreg cu această textură, uh, foarte bine se poate alege o dimensiune corespunzătoare, proporțională cu uh, zona de pat sau cu peretele și se poate de asemenea decora o tablie sau uh, o ramă, un tablou, care să păstreze acest aer frumos dintr-un colț de natură, ca și când o bucățică de lespede de stâncă ar fi fost ușor prelucrată și ar ține loc de tablou deasupra capului de pat. Rilievo l-am mai folosit cu succes, iată și în acest caz. Am fost chemat la unul din restaurantele din orașul din care am din care provin în sfârșit. Uh, și când am mers la fața locului, am găsit acest uh, cuptor de pizza cu muchii perfect drepte și m-am uitat așa un pic la proprietar și am zis, măi, da, nu e posibil să păstrăm muchii drepte în condițiile în care tot acest cuptor pare rotunjit, pare frumos. Uh, iar textura pe care intenționez să o pun pe el, nu se pretează să o folosim pe muchi drepte, ca și când totul ar fi uh, perfect. Cu acordul lor, cu permisiunea lor, am luat un ciocan și o daltă, am rupt toate colțurile de la acest cuptor, le-am reparat, le-am amorsat și le-am dat cu primer, după care, cu mâinile goale și ajutat din când în când de o pensulă cu apă, am, uh, așa după cum se vede în imagine, am aplicat acest relievo pe toate zonele, creând senzația că acest cuptor este făcut din pământ, frământat, așa cum povesteam la început, de către bunicii noștri. Evident că valoarea lui artistică a fost deodată scoasă în evidență și vopseaua asta, pur și simplu l-a făcut să pară că este acolo de zeci, dacă nu de sute de ani. Pentru că după ce am aplicat cu, cu mâna relievul, l-am spălat și apoi l-am antichizat, l-am patinat cu o velatură, ca să pot să obțin acest efect de trecerea a timpului.